Bună! Pentru astăzi m-am gândit să aduc în discuție un subiect cel puțin sensibil și frumos pentru mine și anume să fac un story time în legătură cu pisica mea, cum a ajuns ea să facă parte din familia noastră, cum am adoptat-o și toate aceste detalii. Totul a început în luna decembrie a anului 2018. Când eu și prietenul meu am luat această pisică pentru a avea grijă de ea pentru 2 săptămâni, pentru că stăpânul ei de atunci urma să plece și trebuia să aibă cineva grijă de ea. Așadar, prietenul meu mi-a adus-o, mi-a făcut cunoștință cu ea și ce pot să vă spun este că m-am îndrăgostit pe loc. Nu am mai putut din acea clipă să o las să plece înapoi. Deși ea avea o casă și un stăpân, doar că m-am atașat atât de tare de ea, încât după o săptămână, după ce a stat la noi, i-am spus că nu mai vreau să o dau înapoi. Când a adus-o acasă, era efectiv un ghemotoc mic și murdar. La început credeam că blănița ei este gri. După ce am făcut prima văiță, ne-am dat seama că de fapt are blănița albă. Pisicuța! Pisicuța! Așadar, Cleo a venit în viața noastră. Noi nu eram pregătiți pentru ea în totalitate. Aveam doar mâncare pentru ea, nu ne-am gândit că îi trebuie și nisip și litieră și toate aceste lucruri. Nu știam, eram la început, așa că prima seară nu a avut nisip. Și de aici o poveste tare, tare amuzantă. Înțeles, pisică fiind și având acest simț dezvoltat, pisicile încă de când se nasc au un simț deosebit de dezvoltat în legătură cu nisipul, adică ele știu că acolo trebuie să-și facă treburile, știu chestia asta și nu fac prin casă, dacă vă întrebați acest lucru, doar că noi nu i-am pus la dispoziție lui Cleo o litieră cu nisip. Și a făcut nevoile pe unde a apucat și anume într-un ghiveci cu pământ. Un ghiveci pentru flori, avea pământ în el și a făcut acolo. Următoarea zi am mers, i-am procurat o litieră și nisip și de atunci totul a decurs normal, nu am mai avut probleme până într-o zi când am găsit o surpriză pe covor, dar asta a fost din vina noastră pentru că am lăsat-o închisă într-o cameră într-o noapte și, mă rog, probabil a avut nevoie la nisip, noi nu i-am permis accesul acolo, așa că da. Mai departe acum, pe parcursul acestor 2 săptămâni cât trebuia Cleo să stea la noi în mod normal, ne-am atașat foarte, foarte mult de ea, ne jucam cu ea, dormeam cu ea, era ceva nou pentru mine mai ales, pentru că nu mai avusesem niciodată o pisică. Ba chiar pot să zic că înainte nu eram înnebunită după pisici. Am mai avut câini, de când sunt mică am câini, doar că niciodată n-am mai avut un animal cu care să stau în casă. Am mai avut și alte animale precum papagali și stăteam cu ei în casă, doar că nu este aceeași relație pe care o poți avea cu o pisică sau cu un câine. Până la urmă am hotărât să îi spunem stăpânului ei că nu mai vrem să o dăm înapoi și dacă poate rămâne la noi. Să înțelegeți, nu stătea exact într-o casă cu oameni, stătea într-un depozit. Și am uitat să precizez acest lucru când a venit prima dată la noi, ba chiar era rănită la piciorul și am înțeles că cineva a scăpat niște chestii pe ea și apoi piciorușul ei din fericire și-a revenit singur, nu a trebuit să o ducem la doctor, nu a trebuit să intervenim în niciun fel. Era micuță și probabil de aceea și-a revenit foarte repede și trezindu-ne cu acest fapt în fața noastră, bineînțeles că ne-a fost și mai milă de ea și am zis nu o putem lăsa înapoi acolo, în acel depozit, trebuie să o luăm și să avem grijă de ea și să devină pisicuța noastră de acum încolo.
Prietenul meu mai are o pisică, el era cumva obișnuit cu viața cu o pisică, a mai adoptat o pisică acum câțiva ani, dar pentru mine era ceva wow. Nu m-am așteptat la acest lucru, nu m-am așteptat să am vreodată o pisică și să pot avea grijă de ea. După ce am hotărât cu toții că această pisică va rămâne la noi, am hotărât să îi dăm și un nume. Țin minte că la început mă gândeam ce nume să-i dau dintre Nora și Cleo. Și nu știu, când m-am uitat la ea, pur și simplu am zis că îi se potrivește mai bine Cleo și de asta am numit-o Cleo. Timpul trecea și noi am început să ne acomodăm cu ideea de a fi posesori de pisică. Am început să îi descoperim caracterul și comportamentul. Ce-i drept, Cleo este o pisică un pic cam agresivă, de multe ori am avut probleme cu ea, la modul să ne lase zgârieturi pe mâini. Doar că pe cât de rea e, pe cât de multe lucruri strică în casă, nu știu, are o plăcere nemai văzută de a sparge lucruri, le dărâmă, pur și simplu le dă plăbuța și le dărâmă tot felul de lucruri de pe masă, de pe mobilă, nu contează. Zgâie foarte mult canapele, paturi, le face praf, dar am înțeles că e normal pentru o pisică să fac acest lucru. După câteva luni de la adopția ei, am hotărât să îi luăm și un sisal și ba chiar își ascuțea gheruțele acolo în mod regulat și acum face lucrul acesta, doar că nu s-a oprit din zgâriat canapele și alte lucruri de genul ăsta, nu știu, probabil că la fel este în instinctul lor să își ascută mereu gheruțele. Este o pisică deosebit de iubitoare, nu ai cum să nu te atașezi de ea, de asta m-a cucerit din prima clipă în care am văzut-o. Are un mod aparte de a te face să te simți că ești într-adevăr stăpânul ei și ea te concepe ca pe o pisică mai mare, nu ca pe un stăpân. Și de fiecare dată când tu stai liniștit în pat, dormi, ea simte nevoia să vină cât mai aproape de tine. De foarte multe ori, când stau liniștită în pat, vine pur și simplu, se urcă la mine și simte nevoia să se lipească și să simtă căldura corpului meu. Acum, ca și probleme de sănătate, să spun așa, pe care le-am avut cu ea, când am adus-o, după câteva zile, săptămâni, nu mai știu exact, a început să se simtă rău, vomita, începuse să mănânce din plante, nu era în apele ei, era abătută, moreșită, nu prea mai mânca. Și atunci am fost la o farmacie veterinară, i-am spus farmacistului de acolo toate aceste simptome pe care ea le avea și mi-a spus că probabil ar trebui deparazitată. I-am spus și eu domnului că într-adevăr am luat-o dintr-un loc nu prea prietenos, adică nu dintr-o casă de oameni. Și atunci mi-a dat pastile pentru deparazitarea internă și externă. După ce am dat acele pastiluțe, nu am mai avut absolut nicio problemă până la următoarea chestie, care a fost manifestarea nevoii de motănel. Cum noi am luat-o pe Cleo în iarnă, prima dată și-a manifestat această nevoie în primăvara anului 2019. A fost foarte distractiv cum se comporta în această perioadă. Miuna la ușă, dar un miunat foarte ciudat, nu miunatul acela drăgălaș pe care îl mai scotea din când în când, atunci când cerea de mâncare sau când cerea afecțiune. Era un miunat destul de ciudat, asemănător cu plânsul unui copil. Într-adevăr, era mai afectoasă decât de obicei, se dădea pe lângă tine, se lipea pur și simplu de tine, stătea în picioarele tale, nu puteai să mergi prin casă. Ne deranja seara pentru că nu puteam să dormim. Așa că am căutat pe internet niște metode, încă nu știam dacă e ok să o sterilizăm. Am întârziat ce-i drept acest proces, pentru că am vrut să mai așteptăm. Am recurs la pastile, metodă care nu este deloc indicată, nu vă recomand nici eu. Am înțeles că pastilele îi fac mai mult rău decât bine, o calmează atunci pe moment, dar îi fac rău pe alte părți, așa că nu vă recomand sub nicio formă pastilele. Mai apoi am sterilizat-o
anul trecut, prin luna noiembrie, parcă, și a fost un moment foarte dureros pentru mine, pentru că atunci când am dus-o la doctor, să vă spun mai întâi povestea, am dus-o la doctor, ne-au spus că e ok, o să-i fac această procedură, această operație până la urmă. Această operație de sterilizare a fost mult mai ușoară decât ne-am fi așteptat. Am dus-o undeva dimineața pe la 10 și pe la ora 1-2 ne-a sunat să venim să o luăm. Am uitat să precizez faptul că am sterilizat-o la o clinică din Constanța. Chiar când mi-a adus-o acasă, parcă a picat cerul pe mine. Era încă sub efectul anesteziei și încerca să se miște, doar că nu putea. A fost o imagine foarte, foarte tristă. O să vedeți voi din videoclipurile și pozele pe care vi le voi insera. Era îmbrăcată cu o cămășuță pe care a făcut-o medicul special pentru ea, să nu își umble la operație, să nu scoată firele și alte chestii genul ăsta. A fost rău, a fost foarte rău în acea zi, nu știam ce are, nu știam ce vrea, nu putea să se ducă la nisip, la litieră, nu prea putea să mănânce, deși noi am încercat să îi punem mâncarea și apa cât mai aproape, chiar și litiera, dar nu putea să facă aceste lucruri în primele ore de la operație. De asemenea, doctorul ne-a recomandat să nu o punem în pat, să îi punem o pătură pe jos și să o lăsăm acolo pentru că nu prea e ok să sară sau chiar poate cădea din pat. Așa că l-am ascultat și am pus o păturică pe jos, i-am creat toate condițiile și am așteptat să fie mai ok. Seara a început să își revină încetul cu încetul. Ne-am dat seama de acest lucru pentru că s-a dus la nisip, la litieră, a fost tot ok. Și apoi, peste noapte, bineînțeles că năzdrăvana de Cleo nu a ascultat ce a spus doctorul și s-a urcat lângă noi în pat. Când am simțit-o, vai de mine, mi-era frică să nu o lovesc, să nu pățească ceva, dar că în același timp știam că ea are această capacitate de a se duce unde este ei bine și știam că vrea să stea cu noi, lângă noi și să ne simtă pe noi aproape. În zilele următoare treaba a început să se îmbunătățească, a început ușor-ușor să se miște, să mănânce și să-și rea viața de pisică de dinainte. A fost cea mai bună alegere, sincer să fiu. Leo avea undeva la 6 luni, deci în prezent are cam 2 ani. Și este o pisică absolut normală, v-am spus, ne bucură și ne înfrumusețează viața în fiecare zi. O iubim foarte mult, chiar dacă are acest obicei foarte aiurea de a strica lucruri, doar că ne-am obișnuit cu ea și nu ne vedem viața fără ea. Cam aceasta este povestea pisicii mele. Vedeți și voi că sunt foarte emoționată când vorbesc despre ea, pentru că este un animăluț de care m-am atașat foarte, foarte mult. Haideți că am adus-o și pe ea să o vedeți. Ea este Cleo, pisicuța mea. Zi bună, mami! Zi bună, 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 bună! Bună, bună, bună! Sperăm că v-a plăcut povestea noastră. Dacă sunteți și voi posesori de animăluțe de companie, scrieți-mi asta printr-un comentariu. Recomandarea mea este să adoptați animalele, nu să le cumpărați. Pentru că sunt o grămadă de animale care au nevoie să fie adoptate. Cam acesta a fost videoclipul nostru. Vă mulțumim pentru că ați avut răbdare și noi ne revedem data viitoare la mine pe canal. Vă pupăm! Pa, pa!